Administrația Lugăzului a obținut o finanțare în cadrul PNRR pentru eficientizarea energetică a clădirilor liceului Iulia Hașdeu. Corpul principal beneficiază de o investiție de aproximativ 17 milioane de lei, TVA inclus. Claudiu Buciu a precizat că este prima renovare substanțială a acestei clădiri de când a fost construită. O eficientizare energetică integrală este practic prima renovare a acestei clădiri după momentul în care a fost construită, undeva în prima parte a anilor 1960. Până acum el a fost doar zugrăvit sau s-au mai schimbat ceva țigle pe acoperiș, s-au mai umblat la centrala termică. Ei, suntem în momentul în care el va beneficia de o renovare integrală, de o minimă consolidare, de instalarea unui ascensor pentru persoanele cu dizabilități, de modificarea integrală a sistemului de încălzire, de un sistem de ventilație care asigură aer proaspăt permanent copiilor în sălile de curs, de panouri fotovoltaice. Licitația va fi publicată pe SICAP săptămâna viitoare. Se preconizează că va fi încheiată în 45 de zile, apoi vor începe lucrările.